tuturor! Suntem la final de săptămână și m-am gândit să facem o trecere în revistă a celor mai importante evenimente, astfel încât să începeți săptămâna viitoare cât mai informați. În primul rând o să vă spun mai multe informații despre dosarul Coldea și Dumbravă, foștii generali ai SRI. De exemplu, Florian Coldea a fost să dea cu subsemnatul la o secție de poliție din voluntar, vă spun imediat de ce. În al doilea rând, o să vorbim despre controlul parlamentar asupra SRI. Există sau nu există? Ce a declarat un parlamentar din opoziție care face parte din Comisia pentru Controlul SRI? Un lucru foarte, foarte important, așadar, rămâneți până la final ca să aflați. Nu în ultimul rând, o să vă vorbesc despre implicarea foștilor generali SRI în dosare penale pe care știm cu toții au spus că le optimizează. Ei bine, este legală sau nu este legală? Am răspunsul Serviciului Român de Informații pentru Europa Liberă, am scris acolo un articol, o să vă spun ce spun cei de la SRI. Au încălcat sau nu Coldea și Dumbravă legea? Trecem și la un alt subiect foarte important. Marcel Ciolacu a mers săptămâna aceasta cu avionul privat. Calcă pe urmele președintelui Klaus Iohannis, nu? Ei bine, Marcel Ciolacu a mers pe 10.000 de euro la Baia Mare cu un avion privat și cu mai mulți alți oficiali ai statului. Ce a făcut acolo? A mâncat fasole la cantina populară. Social-democrație, nu glumă, nu-i așa? Nu în ultimul rând. O să vă vorbesc despre ce se întâmplă cu Donald Trump. Ne afectează pe toți cine va fi președintele Statelor Unite pentru următorii ani. În acest moment, Donald Trump este primul președinte din istoria Statelor Unite care are o condamnare. Ce riscă Donald Trump și ce câștigă Donald Trump, mai ales din această condamnare? Vă spun imediat. Așadar, rămâneți cu mine până la final. Înainte să începem, vă spun că am reușit să monetizez canalul de YouTube. Evident, cu sprijinul dumneavoastră al tuturor. Prin comentariile, like-urile și prin abonarea la canal, m-ați ajutat să îndeplinesc cele 4.000 de ore de vizionare. Nu sunt condiții foarte ușoare ca să monetizezi un canal de YouTube, deci să fac aceste 4.000 de ore de vizionare ca să monetizez canalul. Eu acum sunt un jurnalist colaborator Europa Liberă și mă acces foarte mult pe canalul meu de YouTube, motiv pentru care am nevoie de sprijinul vostru și în continuare. Așadar, e totul gratis. Dați un like, un subscribe și comentați astfel încât să pot să mențin această activitate. Veți plăti cauțiunea? Ați plătit cauțiunea? Din ce bani ați plătit? Nu e nicio problemă. Poate până la final de spune ceva concret și nu doar un comunicat. Nu fac alte comentarii până la finalizarea acestui. Ați plătit cauțiunea? Chestiunea e degeaba. Putem să stăm să discutăm. Vă dau. Din ce bani o să plătiți cauțiunea? Din bani curați? Respect poziția presei de a se interesa despre acest subiect de interes public, dar pentru moment vă rog să mă înțelegeți dar așa cum este. Se uită pe ei respectați, nu vă simțiți dator cu o explicație? Nu, te respect. Începem, nu mai lungesc vorba. A fost săptămâna în care Florian Coldea și Dumitru Dumbravă au trecut pe la secția de poliție ca să dea cu subsemnatul pentru controlul judiciar. Dosarul deschis de DNA merge mai departe, se fac cercetări, se fac tot felul de audieri, se extind cercetările, sunt chemate din ce în ce mai multe personaje. Le-ați văzut, le-ați auzit la televizor. Dar eu vreau să ridic aici două mari întrebări. Prima întrebare este, au voie foști generali ai Serviciului Român de Informații să concilieze posibili infractori și să le optimizeze dosarele astfel încât să primească o pedeapsă cât mai mică? Cu alte cuvinte, au voie să-și folosească skillurile, cunoștințele, relațiile câștigate în mandatul de ofițer al Serviciului Român de Informații ca să le folosească apoi în această activitate de consiliere, cum este ea numită, pentru cei pe care până mai ieri i-au vânat? Să știți că pentru Europa Liberă am întrebat Serviciul Român de Informații și a venit de la Serviciul Român de Informații un răspuns destul de evaziv. Dar din el putem să înțelegem următoarele lucruri. Legea este foarte clară când vine vorba despre informații secrete clasificate. Ele rămân secrete și clasificate timp de 40 de ani. Dacă orice ofițer al Serviciului Român de Informații dezvăluie aceste informații, ei bine, este pasibil de pedeapsă, pentru că încalcă legea. Altfel, dacă nu se folosește de informații clasificate, ci doar de, cum vă spuneam mai devreme, skillurile, cunoștințele, îndemânarea și relațiile pe care le-a câștigat în timpul serviciului, legea nu are niciun fel de prevedere.
Deci poți să oferi consiliere ca fost ofițer de informații, ca general SRI în rezervă și legea să nu aibă ce să-ți spună. Practic, în cazul lui Florian Coldea și Dumitru Dumbravă, doar dacă au încălcat o altă lege, ei pot să fie trași la răspundere. Și aici vorbim de traficul de influență, de care sunt acuzații de Direcția Națională Anticorupție. Pentru că în ceea ce privește activitatea lor anterioară, nu au niciun fel de opreliște să facă ce vor cu tot ce au obținut acolo, cu excepția informațiilor clasificate. O a doua întrebare care se ridică este dacă Parlamentul controlează cu adevărat Serviciul Român de Informații așa cum prevede legea. În Parlament există o comisie pentru controlul Serviciului Român de Informații, o comisie comună a Camerei Deputaților și Senatului, din care fac parte 9 parlamentari. Iar această comisie trebuie să verifice ca Serviciul Român de Informații să respecte legile, să nu ajungă o instituție fără control, astfel încât să existe riscul de abuzuri. Este foarte importantă comisia parlamentară, dar reușește ea cu adevărat să verifice SRI sau SRI îi verifică pe toți și controlează pe toți? O întrebare pe care sunt convinsă că o pune toată lumea. Ei bine, am vorbit pentru Europa Liberă cu parlamentari din această comisie. Președintele comisiei Ioan Chirteș nu a negat faptul că acest control ar putea să fie și mai puternic și a dat exemplu Statelor Unite, unde comisiile de control în privința serviciilor secrete au mult mai multe puteri decât în România. Dar pe de altă parte a spus că și România este peste alte țări. El a declarat însă că trebuie modificate legile, astfel încât parlamentarii să aibă mai multă putere. Și totuși ne întrebăm, cu legile de acum, ar putea totuși parlamentarii să aibă mai multă putere decât au în momentul de față? Ne-a răspuns la această întrebare pentru Europa Liberă un parlamentar din opoziție. Este vorba despre Teodor Lazăr, care este parlamentar USR. El a spus următoarele. Vă las citatul pe ecran ca să vedeți și dumneavoastră ce răspuns cu multe subînțelesuri ne-a dat domnul Lazăr. Informal, când am fost mai curios decât credeau unii că este cazul, mi s-a spus: domnule Lazăr, tu nu dormi liniștit noaptea? Astea venite de la colegi din comisie care credeau că sunt prea curios. Aș zice că e o atmosferă bizară în care politicienii își propun să nu cumva să întrebe prea multe. Cu alte cuvinte, dacă există cenzură, nu știm. Dacă există autocenzură, ei bine, acest lucru este foarte posibil dacă ne luăm după declarația deputatului USR. Cu alte cuvinte, parlamentarilor le este jenă, teamă, numai ei știu, să întrebe tot ce este de întrebat atunci când audiază reprezentanții Serviciului Român de Informații. În această privință, SRI a răspuns tot pentru Europa Liberă că legea este cea care stabilește limitele acestui control și ea este respectată 100%. Credeți pe cine vreți din această ecuație. Mergem mai departe la al doilea subiect major al săptămânii. Știți cu toții, Donald Trump a fost condamnat pentru numai puțin de 34 de capete de acuzare și a intrat în istorie. Este primul președinte al Statelor Unite care a fost condamnat. Acum să vedem și ce atrage după sine această condamnare. Să știți că Donald Trump poate candida absolut liniștit în continuare. De ce? Unii spun că este o scăpare a Constituției Statelor Unite ale Americii, dacă vă vine să credeți și acolo există scăpări. Pentru că nimeni, atunci când a creat această Constituție, nu s-a gândit că persoane condamnate ar putea să candideze, sau mai degrabă nimeni nu s-a gândit că electoratul ar putea să prefere și să voteze o persoană care nu are o probitate morală, care este condamnată sau care este urmărită penal sau care este acuzată de tot felul de minunății. Cum vor arăta Statele Unite cu Donald Trump președinte a doua oară, rămâne să vedem. Și o altă întrebare care se pune este ce condamnare ar putea să primească Donald Trump. Să știți că sunt toate șansele să primească eliberare condiționată sau să plătească o amendă. Pentru că nu sunt capete de acuzare foarte grave. Practic, pentru fiecare cap de acuzare este o sentință de maximum 4 ani, motiv pentru care condamnarea cu executare nu este musai în cazul lui Donald Trump. Și mai mult decât atât, câștigă și pe o altă linie financiară Donald Trump din această condamnare. Culmea, imediat după ce a fost condamnat, suporterii, fanii săi au invadat site-ul său de donații
ca să îi dea bani lui Donald Trump să poată să candideze. La un moment dat s-a blocat site-ul. Donald Trump a strâns 50 de milioane de dolari într-o singură zi. Nu în ultimul rând, aș vrea să vă povestesc despre președintele Klaus Iohannis. Ce mai face președintele nostru Klaus Iohannis și ce șanse mai are la șefia NATO? Decis să intru în competiție pentru funcția de secretar general al NATO. Îmi asum această candidatură în numele României, cu toată responsabilitatea. Iar această decizie are la bază performanța României, experiența acumulată pe parcursul celor două mandate de președinte al României, înțelegerea profundă a provocărilor cu care se confruntă NATO, Europa și în special regiunea noastră și angajamentul meu ferm față de valorile și obiectivele fundamentale ale NATO. Să știți că Mark Rutte, care este premier olandez și este favoritul în această cursă, este susținut de 29 din 32 de state. Mai sunt însă 3 state care încă nu se știe ce vor face. Ungaria este singurul stat care a declarat că îl susține pe Klaus Iohannis pentru această funcție. Slovacia stă pe gânduri, dar nu și-a declarat susținerea fățișă pentru niciunul dintre cei doi candidați și România, care evident că are un candidat, deci îl susține pe Klaus Iohannis. Cât de nervoși sunt oficialii NATO și americani și europeni pe faptul că președintele Klaus Iohannis încurcă socoteala? Până acum ar fi trebuit ca Mark Rutte să primească consensul să devină noul secretar general al NATO și lucrurile să se încheie înainte de alegerile europarlamentare și înainte de negocierile pentru funcțiile europene. Pentru că aici este problema. Este foarte posibil ca președintele Klaus Iohannis, spun analiștii citați de G4 Media, să se retragă din cursa pentru NATO undeva zilele acestea, ca să nu mai încurce socotelile. Dar calculul său ar fi putut să fie acela că, dacă va candida la șefia NATO și nu va putea să obțină, ar trebui ca oficialii europeni, americani, să-l susțină pentru o funcție europeană la nivel înalt. Care ar fi aceasta? Comisar European pentru Apărare este una dintre funcțiile vehiculate, e un post care se va crea nou la Bruxelles, sau chiar președinte al Comisiei Europene, dar știm că totuși Ursula von der Leyen, în ciuda faptului că este destul de contestată, este favorita în această cursă. Deci, oficialii NATO încercau să împiedice exact această negociere, să nu fie amestecate funcțiile de la NATO cu cele de la Comisia Europeană, de la Parlamentul European, de la Consiliul European și așa mai departe. Și exact lucrurile acestea pare că le-a făcut președintele Klaus Iohannis. Deci cât de supărați sunt acești oficiali, nu știm, pentru că este foarte multă diplomație și politețe la nivel european și american și toată lumea laudă pe Klaus Iohannis pentru poziția României în războiul dintre Ucraina și Rusia. Un avantaj, un atu pe care îl are Klaus Iohannis, contestat pentru lungile și exoticele vizite, pentru faptul că merge cu avionul privat. Da, am venit într-o deplasare externă, așa cum au fost și multe altele, în interesul și pentru România. De ce cu un avion de lux, era întrebare? Nu știu cum definiți un avion de lux. Eu am venit cu o aeronavă mică. Pentru faptul că nu iese niciodată să vorbească despre subiectele foarte importante. Contestațiile sunt multe și curg, dar să știți că atuul președintelui în acest moment, pe lângă faptul că a fost 10 ani șef de stat și ar putea să aibă șanse la o funcție mare europeană, este și că România s-a poziționat de partea corectă a lucrurilor. Și să știți că este agreată inclusiv coaliția dintre PSD și PNL, tocmai pentru că a creat această stabilitate, astfel încât România să fie o mare susținătoare a Ucrainei în războiul pornit de Rusia împotriva Kievului. Mă opresc aici cu Klaus Iohannis, o să-i urmărim parcursul și la final vreau să vorbim despre Marcel Ciolacu, care, ce să credeți. Din socialii democrați care plâng pe umărul pensionarilor, ați văzut nenumăratele clipuri pe care vi le-am prezentat pe această temă? Vezi tu mâinile astea? De la ele începe tot. Datorită lor, te bucuri de savoarea produselor românești. Sunt mâinile gospodarului român. Hai să dăm mână cu mână pentru o Românie mai unită. Noi, la PSD, am pus mereu mâna ca să sprijinim românii. Alătură-te și tu. Cumpără românește.
votează românește. A ajuns să meargă cu avionul privat, care îi calcă pe urmea lui Klaus Iohannis, am putea să spunem, la Baia Mare. A mers cu mai multă lume acolo, cu mai mulți socialdemocrați, iar purtătorul de cuvânt al PSD a declarat ulterior presei că toată plimbarea asta cu avionul privat până la Baia Mare a costat 10.000 de euro. Dar ce a făcut președintele PSD și premierul Marcel Ciolacu la Baia Mare? Păi, în totală contradicție și în totală opoziție cu luxul și opulența unei călătorii cu avion privat, a mers la cantina socială. Cantina unde mănâncă oamenii nevoiași, aceia care sunt practic marea parte a electoratului Partidului Social Democrat. A mers la cantină ca să mănânce fasole și a și lăudat foarte mult fasolea. Cum se împacă oare cele două? Călătoria cu avion privat și o fasole la cantina socială. Aceasta este imaginea care caracterizează cel mai bine săptămâna electorală în România. Înainte să închei, nu uitați, vin alegerile, este foarte important să fiți informați, să mergeți la vot, să vă exprimați opțiunea de vot, indiferent pe cine ați alege. Vă mulțumesc pentru atenție și revin săptămâna viitoare cu un nou episod. Până atunci, nu uitați, dacă vreți să mă susțineți, sunt absolut necesare un like, un subscribe, un comentariu. Și în curând o să deschid și secțiunea de membership și pentru cine are un leu în plus în buzunar și vrea să mă ajute și financiar, o să o poată face acolo. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Pe curând!